cu patru ani, sora mea Daisy a dispărut. Cu o săptămână în urmă, soțul meu a intrat în comă. Nu mi-am dat seama cât de legate erau aceste evenimente până de curând. Daisy a locuit cu noi din motive familiale complicate. Avea 19 ani când, într-o zi, nu s-a mai întors acasă. Nu există un moment exact în care să pot identifica momentul în care a început durerea, pentru că nu există un moment exact în care mi-am dat seama că nu se mai întoarce acasă. A fost o realizare treptată pe parcursul a două zile, în principal pentru că nu era ceva neobișnuit ca ea să fie plecată toată noaptea. Întotdeauna mă învinovățeam convingându-mă că dacă aș fi observat mai devreme, poate aș fi găsit-o. Aproximativ un an mai târziu, eu și soțul meu ne pregăteam să ne mutăm în noua noastră casă. Ne-am îndrăgostit de ea imediat după ce am văzut fotografiile pe internet. Iar această dragoste nu a făcut decât să se cimenteze și mai mult în timpul vizionării noastre. Locul era la fel de mare pe cât părea. Am crezut că mutatul aici va fi cea mai bună decizie din viața noastră, deși în adâncul minții mele mă îngrijoram faptul că în secret fugeam de sentimentul nostru de durere. Să o lăsăm pe Daisy în urmă, Soțul meu a spus pur și simplu: Și dacă fugim cu ea? Nu am înțeles niciodată pe deplin acest lucru, dar mi-a dus totuși alinare. Mutarea a decurs fără probleme și l-am ajutat pe fostul proprietar să se mute. Era un bărbat în vârstă, fără familie, așa că am considerat că ar fi politicos să ajutăm. Înainte de a pleca, mi-am foarte bine cuvintele pe care le-a rostit: Cresc că vrei o casă mare, până când responsabilitățile devin prea mari. Amândoi păream să ne simțim mai fericiți după ce ne-am mutat, iar acest lucru ne-a permis chiar să explorăm noi hobby-uri. Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut soțul meu a fost să am aranjeze paturi de flori frumoase afară. Nu știam că avea un astfel de talent în trecut, dar părea să se bucure cu adevărat de asta. Exteriorul casei noastre a devenit plin de viață, la fel ca interiorul minții mele. Pentru prima dată, după o vreme, eram fericită. Îi spuneam mereu cât de mândră eram de el. În fiecare săptămână cumpăra aceeași pungă imensă de mâncare pentru pisici. Nu pentru o pisică, nici măcar nu avem una. Aparent este cel mai bun îngrășământ. Mă făcea să râd, părea ridicol, dar ceva trebuie să fi funcționat. Florile acelea au înflorit tot anul. Săptămâna trecută l-am pierdut, fără să-l pierd. M-am trezit fără el în brațe și am coborât direct la parter să-l găsesc l-am găsit din conștient pe podeaua bucătăriei, cu sângele care îi curgea din partea inferioară a piciorului. Nu știu cât timp a stat acolo, dar vină s-a instalat din nou. Dacă l-aș fi găsit mai devreme, ar fi fost oare mai bine? L Am chemat imediat o ambulanță, dar nu și-a recăpătat cunoștința. Medicii nu sunt siguri că își va reveni vreodată. Când l-am găsit, era întins lângă fântână. Proprietarul anterior ne-a spus că a descoperit fântâna în timp ce făcea lucrări la pardoseală. Era decis să o includă în design, făcând o la același nivel cu podeaua și oferindu-i un capac din sticlă călită. Datează din anii 1800, când această clădire a fost construită pentru a fi, pentru prima dată, drept un bar. Soțul meu s-a portat de interesantă, având mereu grijă să-i arate oricărui vizitator pe care îl aveam. Mie mi s-a părut întotdeauna înfiorător. Nici măcar nu știi cât de adânc este, partea de jos nu este niciodată vizibilă. Săptămâna trecută a fost prima mea noapte singură fără soțul meu după mulți ani. Am crezut că nu voi reuși să dorm, dar poate că oboseala m-a ajuns din urmă. Am adormit instantaneu la atingerea păturilor moi. Îmi amintesc că am visat-o atât de viu pe Daisy. Atunci au început tunetele. M-am trezit în mijlocul nopții la o bubuitură puternică. Tunetul a sunat în toată casa timp de cel puțin o oră sau cam așa ceva. M-am speriat la început, dar pe măsură ce zgomotul s-a mai domolit, a devenit chiar liniștitor și m-a ajutat să adorm ușor din nou. În dimineața următoare, m-am întors la spital pentru a-mi vedea soțul. Pământul era uscat și cald. Nu existau urme ale furtunii pe care o auzisem vizitând zgomotos cartierul în noaptea precedentă. Nu, a, nu am luat acest lucru ca un indiciu în acel moment. Pur și simplu nu era cea mai mare îngrijorare a mea. Mergând să-l văd, m-am simțit similar cu căutarea lui Daisy. Cu ea ieșeam în fiecare zi, căutând-o fizic și locurile în care ar putea fi. Acum, în schimb, aștept alături de soțul meu sperând, dorindu-mi ca el să se întoarcă la mine. În noaptea următoare, tunetul s-a întors, mai tare și mai lung de data asta. Nu am avut satisfacția de a dormi înainte de a începe. În timp ce stăteam întinsă cu ochii deschiși, mi-am dat seama că nu era lumină nici măcar o singură străfulgerare de vreun fel de fulger. Perestrele acelui dormitor au rămas la fel de întunecate ca și vidul. M-am hotărât să verific vremea. Rece, ușor înorat. Acest ciclu s-a repetat. Am simțit că în nebunesc, ca un ceas. În fiecare noapte, același ciclu, același ciclu, același ciclu. Era din ce în ce mai puternic cu fiecare noapte. Am vorbit cu vecinii, cu doctorii de la spital, cu prietenii la telefon. Întotdeauna duceam tunetul în discuție. Niciunul dintre ei nu auzise vreun tunet. Nu puteam să-mi dau seama cum de eram singură în această situație. Ieri, mintea mea a apărut să decidă că era timpul să fiu din nou activă prin casă. Am curățat vasele care se îngrămădeau în coșurile de gunoi și am decis că trebuie să mă ocup de florile soțului meu. Am fost surprins să văd că nu se ofiliseră deja, mi-a dat o senzație ciudată că era încă prin preajmă, având grijă de ele, ori de câte ori nu mă uitam. M-am emoționat în timp ce mă uitam în jos la ele, nici măcar nu eram sigură cum se aplică îngrășământul cu mâncare pentru pisici. Nu-l văzusem niciodată cum o făcea, N am vrut să le miros mai întâi. Întotdeauna au avut un miros atât de puternic și de frumos și totuși, de data aceasta, nimic, niciun miros frumos. Pur și simplu nu -mi miroseau nimic. Oare mea era atât de adâncă încât uitasem cum să experimentez frumusețea? Am întins o mână să ating una. Plastic. Am atins o alta și am simțit același lucru. Toate erau din plastic, până la ultima. Chiar și margaretele plantate în memoria surorii mele. Hobiul lui fusese o minciună. Aproape că eram furioasă. Dar toată acea emoție a ieșit sub formă de lacrimi, că și m-am mulțumit să mă simt doar goală. De ce mințise? În acea noapte lucrurile au luat o întorsătură, Tunetul a fost cel mai puternic. Abia am puteam auzi propriile gânduri. Știam că nu aveam nicio șansă să dorm. Mă hotărât să iau un pahar cu apă. O decizie care a schimbat totul. Pe măsură ce coboram fiecare treaptă, zgomotul părea să devină cumva mai puternic. Un pas, bum! Un alt pas, bum! Am intrat în bucătărie și zgomotul a încetat subit. M-am încordat, pregătindu-mă pentru următoarea prăbușire, care să taie tăcerea însă tăcerea a rămas. Ușurată am apăsat întrerupătorul de lumină, doar pentru a fi întâmpinată de mai mult întuneric. Becul era ars. Fantastic! La cel puțin zgomotul se oprise. Mi-am făcut drum prin bucătărie. Senzația rece a sticlei la picioarele mele mi-a confirmat faptul că mergeam chiar peste fântână. Am tremurat, nu din cauza temperaturii, în timp ce picioarele mele se îndepărtau înapoi pe gresie, s-au lovit de ceva mult prea devreme. O faianță care părea să fie spartă sau ieșită din loc. Nu puteam să-mi dau seama ce e și, deși puteam să iau un pahar cu apă pentru neric, nu puteam să deduc această senzație străină fără lumină, așa că m-am dus să aduc becuri de rezervă de la subsol. Sincer să fiu, nu mai fusesem niciodată acolo de când ne mutasem în casă. Nu-mi plăcuse niciodată atmosfera înfricoșătoare, dar a trebuit să înfrunt această teamă și, din fericire, subsolul era frumos luminat, oricum, nu aveam de gând să stau prea mult timp acolo jos. Am găsit repede becurile, dar când am luat unul, ceva mi-a tras atenția. Parfum. O mulțime de parfumuri. Cutii peste cutii de parfum. Niciunul dintre ele nu era al meu și, din câte știu eu, soțul meu nu se dădea niciodată cu parfum. În mod curios, am pulverizat unul în aer și l-am mirosit. Am fost instantaneu transportat în straturile de flori, această sticlă mirosea exact ca cele din fața ușii noastre. Așa că am luat o altă sticlă. Aceasta mirosea ca cele de lângă fereastra bucătăriei noastre. Am mai luat o sticlă. Aceasta mirosea a margarete. Am început să pun cap la cap tot ce se întâmplă, dar nu înțelegeam de ce. Împotriva instinctului meu am decis să mă uit încă un pic prin subsol. Am descoperit o cutie de lemn cu o etichetă, jurnalele de la fântână. Era încuiată. Lângă ea era o colecție de fotografii înrămate. Fiecare dintre ele conținea persoane diferite care stăteau la fântână. Cea mai veche dată, din 1910. Iar cea mai recentă era soțului meu. De unul singur. Abar nu aveam de existența acestei fotografii. Cine a făcut-o? Soțul meu mă mințise în legătură cu florile, dar se pare că mă mințise și în legătură cu alte lucruri. Mi-am dat seama în acest moment că și proprietarul anterior mințise. Bătrânul susținea că el a găsit fântâna, dar aceste fotografii arătau contrariul. Niciodată nu a fost acoperită. Am mai găsit de asemenea un MP3 player cu un singur cântec. Daisy Bell, cel care spune, Daisy, Daisy, give me your answer. Sora mea, îl mereu ca ton de apel. Ultimul lucru pe care l-am găsit m-a înfiorat prea tare. Era un calendar, Soțul meu marcase fiecare zi, oprindu-se bineînțeles în ziua în care a intrat în comă. Era atașat un bilet. Hrănește-o în fiecare zi la șapte dimineața. M-am întors și m-am îndreptat spre bucătărie. Totul era prea mult pentru mine. Vreau doar să iau un pahar cu apă și să mă întorc în pat. Poate că dimineața aș fi avut mintea mai limpede și aș fi putut trage o concluzie rațională. M-am dus să înlocuiesc becul, însă în confuzia mea, uitasem să sting lumina, și noul bec s-a aprins imediat cum a fost înșorubat. Luminozitatea aproape orbitoare nu este ceea ce m-a surprins. A fost chipul pe care îl vedeam acum sub geamul fântânii care mă privea fix. Era încă abia vizibilă, dar puteam vedea clar doi ochi și o gură întinsă. La început am fost prea șocată să observ că una dintre plăcile din bucătărie se deschideau ca o trapă chiar lângă fântână părea să ascundă un mic jgheab acoperit cu mâncare pentru pisici care ducea în pântână. Mă uitam cu teamă la această creatură, totuși ceva mi-a tras atenția. Avea ochii lui Daisy, restul nu semna deloc cu ea, piele cenușie, umerosoși, capchel, dar ochii erau fără îndoială a ei. L a lovit geamul cu una din mâini, zgomotul a fost ca un tunet care a răsunat în toată casa. Mi-am revenit din starea de îngheț abia când am văzut două degete ieșind încet din șgheab, în timp ce corpul continua să se uite prin mine. Am fugit. Am fugit mai repede decât am fugit vreodată în viața mea. Am fugit și iar am fugit, iar când nu am mai putut fugi, am fugit oricum. Nu aveam o direcție în minte, dar poate instinctiv am ajuns la spital. Am stat alături de soțul meu încă tremurând. Nu intenționam să mă întorc în casă. Nu este sigur acolo m am la soțul meu, încercând să mă calmez, încercând să mă gândesc la vremuri mai fericite, încercând orice pentru a uita ceea ce tocmai se întâmplase. În schimb, am găsit ceva care aproape că mi-a făcut inima să se oprească. În jurul Tibiei, acolo unde fusese rana, pirea lui era ușor cenușie. Poate că sunt paranoică, dar având în vedere ce am văzut, cred că am tot dreptul să fiu. Sora mea a devenit ce dracu a ajuns să fie acum și cred că soțul meu va avea aceeași soartă. Trebuie să-l îngrop, nu-i așa? Adică ăsta pare să fie scopul puțului, să rețină orice ar fi aceste lucruri. E clar că nu pot fi lăsate să iasă. Nu știu ce să fac în continuare. Îmi iubesc soțul, nu vreau să fiu nevoită să-i fac ceva, dar nici nu vreau ca el să devină unul dintre aceste lucruri. Poate că ar trebui să dau de urma fostului proprietar al casei. Poate că ar trebui să încerc să citesc jurnalele de la fântână. Tot ce știu este că nu pot să uit asta și să plec. O ce s-ar fi întâmplat în casa aceea, vreau să pun capăt acestui ciclu.